După deschiderea evenimentului, aproape că nu mai era loc la mese. Lumea, mai de curiozitate, mai de poftă, stătea la coadă, iar după ora 21, dintr-o mulțime de preparate, mai erau disponibile doar vreo 3 feluri. Astăzi, în schimb, pe la ora prânzului, tigăile și plitele încinse au început să sfârie din nou, împrăștind miresme care mai de care mai îmbietoare. Vom fi prezenți aici în piață până miercuri și în Baia Mare vom participa și la zilele castanelor, timp de 10 zile ce se vor desfășura în zona Bulevardului Unirii. Gătim o variată gamă de fructe de mare, de la fructe de apă dulce cum ar fi racii, da, la fructe de mare cum ar fi scoici, rapane, calamari, tentacule de caracatiță, midii. Acoperim o gamă largă, avem și pești exotici, redfish sau red snapper. E un pește foarte bun cu carne multă, puține oase. Da? Și ne bucurăm de un septembrie foarte călduros. Da? Și lumea e foarte călduroasă, primitoare, receptivă la Baia Mare, ceea ce ne încântă și ne bucură. Ce a preferat lumea cel mai mult ieri? Raci. Raci, fiind noi fiind taverna racilor, racii fiind vedeta meniului, lumea n-a încercat, n-a mâncat din curiozitate sau poate alții din nostalgie, că pe vremuri mai erau raci, da? E, din diverse motive ei vin și mănâncă raci la noi. Da. Ce le recomandați în afară de raci? V-am spus, tot meniul recomandăm, să încerce câte puțin din toate. Dacă este cineva care încă nu a încercat fructe de mare sau pește de mare, cu ce ar trebui să înceapă? Veste lucrat. Ar trebui să încerce poate un mix cu fructe de mare, că avem o tigaie, da, de tip paella, în care gătim un mix cu fructe de mare. Și acolo avem mai multe și încearcă de toate câte un pic. Sunteți pentru prima dată la Baia Mare. Da, pentru prima dată la Baia Mare, da. Vă mai întoarceți? Cu siguranță, a fost lumea receptivă, ne place la Baia Mare. Organizatorii spun că se vor întoarce cu siguranță și pe viitor, deoarece lumea este receptivă în Baia Mare.